Salut, bășacalilor, ce faceți? Nu voi vă dați seama că au trecut două săptămâni în care n-am mai făcut o reacție, deci nu știu, sunt mândru așa de mine, că am încercat totuși. Totodată nu sunt foarte mândru de mine pentru că am așteptat momentul ăsta mult, deci crede-mă, am așteptat momentul ăsta foarte, foarte mult. Am așteptat să lanseze Emiluț un viral nou, un episod nou și am zis, bă, eu nu mă uit la Emiluț, deci nu-l deschid până nu filmez. Când stăteam și l-auzeam pe frate, mă, cum se uite la Emiluț, am zis, nu, eu vreau să filmez. E greu să faci ceva și să nu poți, să vrei să faci și să nu poți. În rest, voi ce mai faceți? Vine vacanța de Crăciun, Doamne, nu mai vreau și eu să dorm mai mult, să nu mai merg așa la școală, Doamne, ce bine, da, mă rog, și acum trecem la episod. Nu vă mai explic faza aia că de ce trebuie să dați un like, pentru că reacționăm la un semizeu, da, un semizeu pufos și semizeu și cel mai bun și respecte, Emiluț, serios. Serios. Deci chiar trebuie un like. Deci n-aveți idee, fraților, cât am așteptat să filmez chestia asta. Deci ardeam, frate, pe interior. Neapărat trebuie. Te dau aici un like, Emiluț. Păi cum, bă, like, Emiluț? Doamne, tata de hype-ul iubesc pe omul ăsta. Hai să dăm pe calitatea. E 240. Contează omul, nu calitatea videoclipului. Serios. Emiluț? Haide, Emiluț, haide. Are 2 minute episodul, nu 1. Mă, ce mănânc el acolo, mă, pufosule, mă. E, da, ce-am văzut, zic, la câți kilometri pădurea ce? Bă, dar nu-mi place stau care vorbește. Unde e ăla cu... Hai, ce mă mea la găinuță? Duce-mă la găinuță, mă! Ăsta are așa voce de ăla, de narator, de ăla, de povestitor, așa, de prezentator, de meteo, de ăla așa, cu voce groasă. Nu-mi prea place mie, dar acum am zis, contează protagonistul, nu panoramele astea de pe lângă, da, bun, hai, mă. De parte, da, ce-i? Bă, da, omul, ce... Și-o dau drumul la lup deja. Hai de capul meu. Ce-s mulți? Ce-s mulți? Da-mi streț. Emiluț. Acolo mai mult. Vezi și nu pici. Deja mă rușesc la față. Nu, bă, Emiluț ăsta mă omoară din prima. Uite, e felul lui de-a fi, bă, nu știu, e genial omul ăsta. Bine, acum să fii trezit prea dimineață și obosit, că văd că nu mai are starea lui, că să vede, lasă-mă cu grădina, nu, lasă-mă cu tanti Florea, cu Florea, cu bunul Sandu. E altfel. Doamne, ce bine mă simt când văd așa că a trecut doar 36 de secunde din 2 minute. E, mă, înseamnă că mai am bucurie aici, Doamne. Mamă, aruncat pe jos, bă, Emiluț. Vezi că nu-i voie. Nu-i voie. N-am înțeles nimica. Doamne, Emiluțule. Bă, dar ce concentrat e acolo. Bă, dar el aruncă. Ha? Faci mizerie, așa-i? Pe vremea asta n-ai ce lucru. Cum nu am? Cum nu am? Trenuța ta, mașina aceea, nici. E mașina aceea. Bă, dar ce mic e Emiluțul. Sau în față? Aia nu-i? Acolo? Nu! Aha, văd! Bă, dar Emiluț încearcă să spună ceva, mă, nu știu prăjitul ăsta. Cealaltă? Cealaltă. Și ce lucruri la aia? Și nici nu știu ce să zic, bă, nici nu pot vorbesc, sunt atât de fericit înăuntru meu, nici nu știu, mă bucur când îl văd așa. Aș vrea să am un documentar despre omul ăsta, mă rog, despre jumătatea de om. E semizeu. Aș vrea să fac aia de la National Geographic, frate, un documentar de ăsta de o oră jumate, de două, să prezinte fiecare detaliu despre Emiluț, să-i văd așa creșterea, cum a fost el, Doamne. Bine, n-ar dura mult, care face 5 ani în februarie, deci, da. Ce vrea bani măcar? Sau și din asta? Bă, dar e așa de... Da, bani. Mai dă bani, așa, o leagă. Atunci ce vrei. E ca Polina a avut lemn. Bă, să-mi trapă. E așa tăcuși cu burta. E bine dacă îți dă bani. Nu, no, e supărat, e supărat. Îți cumperi tu dulciuri de ei, hă? Mhm. E de la magazin, știi? Auzi la magazin. Ce au făcut? Dar bine, tăi! Până și căbeta, mă! Dar nu-i departe. Nu. Ai și bicicletă. Am și bicicletă, da. Ai frâne, mă, că mai de mult nu avea frâne. Știi că nu merea, știi, în vară. Da. Amul ai făcut. Nu vreau. Eu mai voiam, vorbesc serios. Nu, te rog. It's been a long day. Deci mi-a stricat toată starea. Bă, ăsta mă, care îl filmez? Cum te cheamă ăsta? Bă, Andrei Herdean.
Dar filmează-l, bă, 10 minute, ești nebun. Dar din nefericire s-a terminat cu episodul cu Emiloți. Eu aștept al treilea, a treia parte, serios, ești nebun. Bă, deci eu o să fiu primul, mă, primul care o să afle de Emiloți, mă, când postează a treia oară. Deci eu fac și fac și 100 de reacții, serios. Să mă, îmi deschid canalul Snic și Emiloți, vorbesc foarte serios. Eu m-am asortat și cu Galben, cu Emiloți. Uite, eu, ce brand are acolo, bă, du-te, mă, de aici, ești nebun. Din nefericire e ca și cum te, gen, te ridica așa ușor, de data ai cădea așa, deci, așa, știi, ai cădea fix așa, m-a distrus sufletește, vorbesc foarte serios. Dar filmez 2 minute, dar filmează-l, bă, 20 de minute, să am și eu la ce serios, poate fac așa un episod de 3 ore cu un minut. Da, ne vedem data viitoare, da, bă, nu uitați, dați un follow pe Instagram, un like, o treabă, Emiloț președinte, să-l votăm, să facem o campanie cu asta și ne vedem, bă, șacalilor. Pa, bă, te cu piticletă! Cum să nu te uiți în urmă, că frații tăi s-au otrăvit în turmă. Animal irațional, în dezacord cu toată lumea, ca un filozof irachian. Zice ce înseamnă locus, la fel cum humus nu e humex, hocus nu e focus. Am debutat în cel mai mic teatru.